toată informația despre chestia aia este oferită de țepar. Da, măi, Silviu, și dacă te uitai la mai multe clipuri de ale mele, nu doar să scoți câteva din context care sunt bune pentru tine ca să poți să vorbești pe ele, vedeai că făceam diferențe mereu între Bitcoin și cripto. Tot spațiul cripto este brăzdat cu companii. Alea sunt companii care livrează niște informații date de niște indivizi, care pot fi sau nu pot fi separi. Aici intră research-ul, da? Pentru că se pot face bani și cu unele și cu altele, din fericire sau păcate. La Bitcoin treaba este simplă, este informație dată de minerit, este soft care rulează, este doar matematică, da? Acolo nu poate fi controlată informația. La restul am explicat clar, e speculație, experimental totul. Asta nu înseamnă că nu se pot face bani. Este exact același lucru ca și o companie listată la bursă. Rivianul, de exemplu, este evaluată la 30 de miliarde sau ceva, deci nu știu câte, o grămadă de miliarde și n-au scos măcar un produs pe piață. Aveau numai prototipuri. N-ai de unde să știi ce se va întâmpla, dar se pot face bani acolo. Dacă faci research ca lumea să găsești companiile alea potrivite, nu înseamnă că toți sunt țepari.